La Gala Turismului Descoperă Nord-Est. Este un eveniment organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est prin Centrul Regional de Studii. Partenerul nostru principal este Primăria Târgu Neamț, care îi mulțumim pentru sprijinul acordat, precum și tuturor partenerilor, instituțiilor, operatorilor privați, partenerilor mass media, cărora le mulțumim pentru sprijinul necondiționat și voluntar și foarte prompt pe care l-au acordat. Numele meu este Rosana Șlemco, sunt directorul Centrului Regional de Studii Nord-Est, de asemenea sunt coordonatorul campaniei Descoperă Nord-Est și a Galei Turismului Regional. Acest eveniment se află la 8-a ediție, așa cum bine știți. Este un eveniment pe care îl organizez împreună cu echipa mea sub atenta îndrumare a domnului director general Vasile Asandei, pe care îl salut și care îi mulțumesc pentru sprijinul permanent acordat în organizarea acestui eveniment și nu doar atât. Așa, după cum ați aflat din invitație și după cum știți cei care au participat an de an la această întâlnire anuală a specialiștilor din turism, acest eveniment reprezintă o platformă complexă de schimb de experiență, de învățare, de cunoaștere, de socializare și mai ales de cooperare în domeniul turismului. Mulțumesc foarte mult! Îmi face o deosebită plăcere să fiu aici, alături de voi, alături de gazdele noastre, alături de dumneavoastră care ați făcut acest efort. Și mă onorează acest rol alături de Roxana. Și din partea mea, bine ați venit la Gala Descoperă Nord-Est, dumneavoastră celor care veniți din zonă, din regiune, prietenilor noștri care vin din Republica Moldova și să nu uităm colegii din online care ne urmăresc în acest moment. Mă bucurăm că sunteți alături de noi. În primul rând, vom axa un pic pe parteneriate și rețele transfrontaliere, care au un rol deosebit și în creștere în domeniul turismului. Ne vom uita un pic la promovarea și finanțarea turismului regional, iar în partea a doua zilei vom avea în paralel trei ateliere foarte interesante. Unul pe turism cultural, unul care se va concepa pe turism gastronomic și unul pe ecoturism. Ne bucurăm și de faptul că asociațiile de promovare și consiliile județene din Neamț, Iași, Botoșani, Vaslui și Suceava vor prezenta ofertele lor turistice astăzi aici, din aceste județe, sau noi proiecte la care lucrează și pe care le implementează în domeniu. De asemenea, aș vrea să spun că suntem onorați că la ediția de anul acesta avem alături de noi Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România, Ministerul Culturii din Republica Moldova, prin Oficiul Național al Turismului, agenții de turism din Republica Moldova și din România și mulțumim partenerilor noștri de la Asociația de Incoming România și Oficiul Național al Turismului din Republica Moldova pentru sprijinul acordat în reunirea acestui grup de specialiști. Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă se aude. Dragi oaspeți, oameni inimoși și frumoși, bine ați venit la cea de 8-a gală a turismului din regiunea de Nord-Est. După cum s-a spus aici, noi ne-am asumat acest rol de facilitator, suntem o organizație care se ocupă de dezvoltare și ne-am asumat cumva, dincolo de fișa postului, rolul de a reuni principalii actori publici și privați din domeniul turismului și de a demonstra că regiunea noastră este, așa cum spunem în viziunea noastră, un loc în care merită să trăiești, să investești sau să revii dacă ai plecat. Ne propunem, în primul rând, să fim împreună, să împărtășim impresii, să vedem ce am făcut bine, ce trebuie să facem, poate mai bine în viitor, deci să fim și realiști, să facem o analiză sinceră, să învățăm unii de la alții și în perspectivă, în viitor, să facem ca turiștii care vin în regiunea noastră să rămână mai mult timp. Vă continuăm partea aceasta introductivă scurtă și îl invit pe domnul
primar, domnul Daniel Vasilică Harpa, primarul orașului care ne găzduiește, să spună câteva cuvinte. Mulțumim! Stimate doamne, stimați domni, distinși invitați, pentru orașul nostru, pentru mine personal, este o onoare și o bucurie să mă adresez dumneavoastră cu ocazia Galei Descoperă Nord-Est. În calitate de primar al orașului Târgu Neamț, din Ținutul Zimbrului, sunt mândru să fiu gazda acestui eveniment remarcabil, alături de partenerii noștri de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și ceilalți colaboratori dedicați. Astăzi ne-am întâlnit pentru a sărbători atât potențialul turistic al zonei noastre, ci și parteneriatele care ne unesc în realizarea unor vise comune în acest domeniu. Este impresionant să văd atâția reprezentanți ai actorilor regionali și centrali, a industriei Horeca, administrației publice locale, instituțiilor culturale, mediul academic și mass media, toți adunați pentru a sprijini dezvoltarea turismului în nord-estul țării noastre. Aș dori să-l invit aici alături de noi pe domnul prefect Adrian Niță, prefectul județului Neamț. Mulțumesc! Bună ziua și bine ați venit la cea de-a 8-a ediție a acestei gale, care e un eveniment extraordinar și acum în preajma sărbătorilor, când ne pregătim cu toții de una dintre cele mai mari bucurii și anume nașterea Domnului, suntem pe final de an la bilanț și iată că cu ocazia acestor lucrări putem să contribuim ca pe viitor turismul în zona noastră să crească. Și e foarte important acest lucru când ne referim la bilanț, pentru că trebuie felicitați și organizatorii, cei de la ADV, pentru că, într-adevăr, au avut rezultate deosebite, pentru că pe programul operațional regional 2022-2024 au reușit să încheie peste 1200 de contracte, pentru că au ajuns la aproape 98% grad de absorpție. Mulțumim tare mult, domnul președinte al Consiliului Județean Neamț, domnul Ioana Saftei, vă rugăm să veniți aici alături de noi. Bună ziua, doamnelor și domnilor, domnule primar Daniel Harpa, domnule prefect, domnule director Vasile Asandei, domnule director general, dragi oaspeți, dragi prieteni, onorată asistență, fiți bineveniți în primul rând în județul Neamț, în Ținutul Zidrului, acest adevărat gol al turismul nemțean, orașul Târgu Neamț, care este străjuit de veacuri, de un adevărat bastion care participă activ și pasiv uneori la ceea ce a însemnat viața social-economică, politică, dar și turistică a Ținutului Neamțului.